Anxietatea legată de un examen este experiența de a simți o teamă intensă sau panică înainte sau în timpul unui examen sau al unei evaluări. Sunt multe evenimente în viața noastră în care putem simți emoții precum teamă și anxietate. Cunoașterea unor persoane noi, schimbarea școlii și a grupului de prieteni, lucrările, tezele și examenele sunt doar o parte dintre acestea. Cei care susțin că nu au emoții, că nu au teamă, fie nu sunt sinceri, fie folosesc afirmațiile doar ca pe o armă împotriva acestui sentiment. Teama crește puțin câte puțin pe măsură ce se apropie examenul. Suntem într-o perioadă în care copiii, în mod special, trec prin evaluări, prin examenul de capacitate, examenul de bacalaureat și toate acestea pun o presiune foarte mare pe copii. Deseori, părinții se trezesc într-o situație destul de incomodă, având în vedere că nu știu cam ce să facă să gestioneze această anxietate a copiilor. Copiii se simt intens presați de note, de rezultatul examenului și atunci este cumva firesc și normal să apară anxietatea. Anxietatea de examinare, în mod special, apare în toate mediile care implică o evaluare, o testare, un rezultat, o dovadă cumva a capacității sau a aptitudinii pentru ceva anume, pentru o treaptă de evoluție, pentru obținerea unui job sau poate pentru obținerea permisului. Toate aceste situații sunt intens provocative pentru persoana care dă examinarea și, ca atare, presupunând un anume final, un anume rezultat, pozitiv sau negativ, trezesc o stare de anxietate. În persoanele care resimt această anxietate de examinare sunt persoanele care anterior au trăit eșecuri. Eșecul, după cum bine știți, face parte din viața noastră a tuturor. Un proces normal de învățare presupune eșec prima dată. Nu am de unde să știu ce îmi place, ce pot, cât sunt capabil să fac, până nu am cel puțin un eșec. Pe de altă parte, în general, oamenii sunt obișnuiți să trateze eșecul ca pe un blocaj și să-i păstreze amintirea, să-i păstreze efectele și în următoarele examinări, trepte de evoluție pe care le urmează. Apare anxietatea de examen în situația în care anterior nu există o pregătire suficientă sau persoana nu se simte capabilă suficient pentru a promova această testare. În general, este implementată din copilăria mică, în perspectiva în care părintele își învață copilul ce înseamnă greșeală și ce înseamnă corect. Atât timp cât părintele pune accentul foarte mult pe eșec, pe greșeală, copilul învață să acorde o atenție deosebită, să acorde prioritate greșelii și totodată eșecului. În cazul unor emoții foarte mari, tensiunea periferică scade, iar creierul este mai puțin oxigenat și poate surveni chiar și leșinul. În astfel de condiții este clar că nu poți trece cu rezultate foarte bune un examen și trebuie să îți iei toate măsurile de precauție. Copilul are nevoie de siguranță, iar reperele sale sunt prima dată reacția părintelui, reacția profesorilor și abia apoi feedback-ul din societate. Copilul este cumva ca un burete care absorbe toate aceste informații, le pune la oaltă și își creează imaginea de sine. În mod special, copilul se vede pe sine așa cum este văzut de ceilalți, pentru că el nu are reperele stabile ale unei identități pentru a putea spune eu sunt capabil sau eu merit, am muncit suficient. Acestea sunt repere pe care părintele și profesorul le oferă în calitate de autoritate și în calitate de repere. Și atunci, pentru a pansa cumva această anxietate de examinare, este necesar să validăm copilul și să-l valorificăm de fiecare dată când el este capabil și face lucruri concrete. Este cumva inutil să punem copilul să învețe cu un an de zile înainte de un
și să-l presăm pe tot timpul anului, fără perioadă de pauză, doar pentru un rezultat pe care de cele mai multe ori și-l dorește părintele. Oricât de bine intenționat ar fi părintele și oricât de mult ar crede și ar fi convins de faptul că știe mai bine ce-i trebuie copilului, asta nu înseamnă că motivația copilului este aceeași. Copilul face orice lucru pe care nu-l înțelege, dar îl respectă și îl aplică de dragul părintelui. Dacă părintele este foarte tensionat și creditează foarte mult un eveniment de evaluare, de examinare, atunci copilul se va raporta la acel eveniment în funcție de părerea părintelui. Teama se manifestă prin creșterea pulsului, schimbarea culorii tenului, devenim palizi, transpirăm, ne pierdem pentru un timp claritatea gândirii și totul ni se învălmășește în minte.